miluiește! Bunăstare Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii, pentru mirea tuturor Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Mirea aceasta și pentru cei ce cu credință nu e plăcut și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în prânsa Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și mândrările tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însul Stăpâne, sfințește un drept la acesta. Amin. Ca să fie celor ce vor luge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întâlnăcinea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea Sfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aminte. De în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci?
Iar Iisus a zis către el ce este scris în lege, cum citești din ea. Iar el răspunzând a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a zis, drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el voind să se îndreptățească pe sine a zis către Iisus, cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunzând a zis, un om coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut în depăzare, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot ai legii vechi coborât pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea, și un levit ajungând în acel loc și văzând a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe calea, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin. Pe un născut Fiul Tău să te vădească toată boala și neputința sufletului și al trupurilor noastre. Trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește un de lemn acesta și îl fă rogul Tăi acestora, spune Sfântul Iisus, care se vor unge spre izbăvire desăvârșite de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfântul pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-a renăscut pe noi din păcat. Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți, pe cei păcătoși, miluiești. Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșiți și celor din întuneric, descoperiți-vă. Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești înclinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cerului cu prinț al bunătății cele adevărate, și noi anul cel mărginț al milostivirii, însuși viitor de oameni, stăpâne, Dumnezeu celor veșnici și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi, nevrednici și robii tăi. Și aici, unde aducem acest undelept în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor. Și te văduiește pe robii Tăi cu mulțimea minii Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesmiertător, unul de milostiv și viitor de oameni, care îi faie rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile Lui. Că nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu. Ceea ce pentru mântuirea păcătoșilor Te-ai întrupat Dumnezeu fiind și Te-ai făcut om pentru zidirea Ta. Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la păcăință. Tu ești ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drama cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe cel care vine la mine, nu-l voi scoate afară. Tu ești cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasă, care a spălat cu lacrimi și spiritare picioare. Tu ești cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Rugăm-ne și Dumnezeul nostru ca să aduci mila ta peste undelemul acesta și peste cei care se vor unge din el în numele Tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățire și înlăturarea a toată patima și a toată neputința și boala și a toată întâlnăciunea trupească și sufletească. Aflat, curat de întinăciune, ci va amuți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea Ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta, păcatele tinerilor noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de lege. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de ispită al Tău, Părinte, și prea Sfântul și Bunului Sfătătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul nostru,
bunul și iubitor de oameni, doctorul sufletului și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorul cel bun care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era cu curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananiince a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datori și ai dăruit iertare femeii cei păcătoase. Și a zis acestuia, vină după mine. Deci ridicându-se a mers după el. Iar de când ședea Iisus la masă în casă, iată mulți vabici și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus, cu ucenicii. Și văzând farisei, au zis ucenicilor să-i deduce mănâncă văzătorul nostru cu vabici și cu păcătoși. Iar Iisus auzind a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dușeți-vă, deci, de învățați ce înseamnă. Cuvintele mii vă voie să iau în jertfă, că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul Dumnezeu Celui Viu, care nu voiești moartea păcătosul, ci să se întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul acestora care au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă peste capetele robilor tăi, prezența aici, spuneți în numele. Și mă rog împreună cu dânsul și cerul iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cel ce în prorocul tău, Nathan, ai dăruit iertarea lui David care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăința lui Manase. Stăpâna, stăpâna, prin
eu la preot au căzut, sau pe sine s-au blestemat, s-au cururământ pe numele Dumnezeu, s-au joat și l-a călcat, sau divinie cea fără socoteală pe preot din creștini, au apuzit și au blestemat, sau nebunește, au vorbit, sau au sândit, sau au plebetit, sau vorbe scurcate, au vorbit, sau pismuit, sau amințit, sau au ținut din rău, ori comunii, sau pornit, ori s-au mândrit, ori au plebetit, și sau camata au luat, ori s-au trândădit, ori în deșert s-au mărit, ori în pirea argint au căzut, ori s-au îmbătat și au vărsat, sau la fermecătoare și la vârjătoare și la scântătoare, șansa în acestora au alercat. Sau peste măsură au mâncat, sau unesat, sau poșa a doua oară au mâncat, sau desfrânare, sau predesfrânare, sau sodomii, sau în alt tip oarecare a făcut păcatul desfrânare. Ori au bătut, ori au bătămat, ori au robit, ori pe cineva au scumpat, ori au răpit, sau au furat, sau fără milă și cu scumpete au îmbrăt pe cineva, sau pe sărești n-am și nu i-a făcut bine după puterea lor. Sau în gând au opulit, s-au de lucruri necuvincioase, s-au adus aminte, s-au apărut, s-au strâmbătate, au făcut, sau pe fratele lor l-au scârbit, sau l-au urât, sau l-au amărât, ori la rugăciune și la cântare, când mintea lor s-a bătut la alte vitenii și de șertășim lumești. Ori ca un rob de celui s-a făcut, sau ce nu se cade, au vorbit, sau pe ascuns au mâncat, sau ceva necurat au mâncat, sau cu seminție au râs, sau nebunește, au râs, sau frumusețe străină, au vorbit de sus pe dânsa și au râs inima. Ori vorbe de șarte și netrebnice au vrăit, ori de păcatele fraților lor au râs și i-au osândit, iar ale lor păcate și nelegiuri nu le-au suportit. Sau de rugăciune nu s-au îngrijit, sau păruncile duhovnicilor lor n-au păzit, ori s-au lenevit, ori de băgător de seamă au fost la ceea ce aveau de făcut. Ori răbdare n-au avut, sau cu îndrăznire, socotindu-se a fi înțelepți de șertăciunea au grăit, sau au pregătit, sau altceva rău au făcut. În toate acestea și altele asemenea acestora știute și neștiute, câte ca niște oameni au greșit și robii căi aceștia, spuneți-mi, fratele noștri, iubitori de oameni, Doamne, iubiește și le iartă lor toate. Așa stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, ascultă-ne pe noi care ne rugăm bunătății tale pentru robii tăi aceștia, spuneți a curații noștri, și le iartă ca unul care nu țin de rău toate greșale și fără de legeri pe care ca niște oameni le-au făcut. Sau și pentru mine a făcut un de mine, Sfântul Tău, și îi plăvește pe Dumnezeu și îi cum cel vești. Fă-i